Manuel, sunt Marius și înainte să înceapă acest daily vlog și ce va urma după să facem, pentru că pregătesc ceva super, super tare, vreau să vă zic că am fost cu Filip. Aici el este Filip Munteanu, filmăm de pe un GoPro în momentul de față. E un, nu e GoPro, un GitHub, cum se zice? GitHub G2, e o cameră foarte tare, care îmi place tare, tare mult. Cum spuneam, am fost cu Filip la mine, am filmat Jelly Beans Challenge, un challenge destul de interesant, dar în același timp foarte, foarte scârbos. Ia uite aici Jelly Beans-urile pe care le-am aruncat. În cazul în care vreți să vedeți challenge-ul, aveți challenge-ul pe canalul Filip, aveți link-ul de la canalul lui jos în descriere, nu ezitați să intrați acolo, să-i dați un like și un subscribe, pentru că vorba aia, mă știu de cu el de când eram mici, mai mici de fapt, nu foarte mici. Face și el YouTube, face YouTube cam de când m-am apucat și eu și îmi place tare, tare mult ceea ce face el și vă invit să-i dați un subscribe la el pe canal, pentru că, cum v-am mai spus, îmi place să promovez prieteni și îmi place să promovez calitatea, are Filip, se încadrează în toate aceste categorii. Bravo! Cum vă spuneam, canalul Filip, ia uite-l aici, jos în descriere, dați-i subscribe pentru că e tare. Lisa, lasă-l! Eu, bă. Uite, ia, deci fie, Lisa e copilul lui. Stop! Stop. Gata. Las-o cu Filip în mașină. Ia uitați, lămâia în spate, începător. E mai prins de câteva luni. Și merg acum seara, cum se iasă de la mine din cartier, iară pe undeva printre blocuri, pentru că intersecția aia din față de acolo, știți ce voi, că intersecția morții și sunt urmați de accidente acolo. Deci dacă veniți în Craiova, evitați intersecția asta de aici. Nu vă zic strada. Pa! Ceau! Pa! Efectiv am plecat să-l conduc pe Filip și uitați-vă, doamne și domnilor, ce am în picioare, da, oameni buni, am papuci în picioare, deci am plecat de acasă cu papuci în picioare. Cred că îmi lipsește ceva, sincer. Apropo, eu tot m-am făcut jenți de la mașină. Gata, m-am urcat în mașină. Traseul e următor, mergem la OMV, alimentăm, bem o cafea, mâncăm un sandwich, pe care, pam, direct Vâlcea. Pam! Nu te sunăm noi, ne sun tu, că tu patești la volan. Bata, da. Salută-i pe fani, hai! Ba. Pam! Ai grijă, să ajungi cu bine, pam. Dumnezeu să te ajute, pam! Aici mi-a cumpărat un suc de portocale, niște chestii de mâncat. Pa, dată! În spate era un radar aici, ieșea din Balș. Bă, un drum destul de nasol, am ajuns la Vâlcea. Am ajuns la pensiune, dar nu știu la ce camera în cazare. Asta e pensiune, aici n-am ajuns la care din camere. Trebuie să merg. Ah, să mor, vere, să mor, da. Cred că mă duc acum să-i întâlnesc pe ceilalți vloggeri și pe care cred că mă culc o jumătate de oră. La 6 evenimentul și trebuie să... La 6 evenimentul și trebuie să mă pregătesc pentru el. Uitați-vă doar ce peisaj drăguț e afară. Ia uitați ce frumos e. Wow! Bă, dar chiar voi când ați înființat canalul, adică nu l-ați înființat, gen, tu ai vrut să colaborezi pe el, v-ați întâlnit vreodată face-to-face sau a fost totul pe Facebook? Pe Facebook, chiar pe Facebook, Facebook a fost. Pe Facebook? Da, Tibi credea că l-am copiat, știi că aveam o pagină de Facebook. Aha. Și după am zis, băi, eu aveam YouTube-ul, nu, el avea YouTube-ul, Facebook-ul și ne-am unit. Ah, ce tare. Poftă bună, bă. Poftă bună. Să fie. Bagă beatbox. A, bă, Tibi, fă o mișcare. Bă, ce tare buzunea tu să la vină. Uite, fii atent, știi cum face broasca? Și cum face broasca, omit? Mă aflu cu Tibi și cu Mihai Remus și o să ne pregătim să mergem la zoo, să vedem animalele, nu-i așa? Da, e normal, nu-mi place să. Bă, ești prost cât asun, nu cred. Tigru! Bă, dacă-ți dau 2 milioane, intri? Nu, nu, pe data mai dacă mă urc. E deja... Băi, poți să urc pe aici? Vezi cum rup și asta.
Aici. Când vloggerii se întâlnesc. Vezi că cablu electric sub tensiune. Eu deja sunt sub tensiune. Doamne, ce prost. Doamne. Băi, dacă dau până cap, băi, te omor. Băi, te omor să mă. Băi, îți dau cap. Băi, de capul meu, bla. Plec de aici. Dacă mă bagă cușcă, omor. Și te uiți la mine, mă. Și te uiți la... Băi. Nebuna cap. Ok, fraților, să reacționizăm informația. Suntem în grădina zoologică din Vâlcea, asta aici împreună cu Tibi. Și tocmai ce un tip foarte, foarte nebun a enervat. Tigru? Un tigru. Fioros. Da, vezi, a început ăla, deci a început să ragă la noi. Mamă, deci, nu știu, mie mi-era frică de, mie în general mi-e frică de câini, știi? Dar pe da. De un tigru. Tigru, da, era tigru, așa. Vezi, când vezi tigrul ăsta, doamne, nebunie mare. Bă, nu știu, sunt convins că toți abonații mei s-au întabonat și la Curiosity Land, adică la canalul lui și la canalul Tibi și al lui Mihai. În cazul că nu te-ai abonat, adică la canalul lui, link-ul de la canalul lor jos în descriere, dați-le acolo un subscribe. Da, mulțumesc frumos. Dar el, apropo, el e al doilea YouTuber din viața mea pe care eu l-am urmărit, Tibi, acum 5 ani. 5 ani, 2012. Da, 2012, 2011? Da, 2012. Da, wow. Veniți să vizitați animalele. A scăpat unul. E Caterinca maximă, costaj. Raptorul pe ăsta, ca în forță. Nu-l rupi. Ia lasă-l să rupă. Bă, cu te deci, nu mai ești. Să mor dacă îți mai deschid. Tu știi că poți să rupă, să rupă? Doamne, doamne. Am plecat, nu, bă, du-te acasă, te rog eu. Nu sunt de aici, dai. Ce faci? Fac poze la floricele. O, doamne, la ce unghiuțe avem. Aia sunt tipsuri, lipsuri, cum se cheamă? Da, sunt tips. Eu dați-l pe șelarul, în habitatul lui natural. Cum vorbește? Precum vezi, își caută de mâncare, n-am mai mâncat de aproximativ 5 minute. Mă, uite, uite că are ceva jos. Are ceva jos, sub el. Aia e pula. Ce e aia? E scula. Băi, nu, bă, stai cu minte, băi. Bă, nu. Bă, ești nebun. Bă, nu, bă, stai. Nu mai ieși de acolo. Nu mai ieși de acolo. Mă, ești mechere. Eu te bat ca și cinețez. Spă, bă, barosaneu. Gata, mă, ieși, ce-i? Nebun. Cum a fost interacția cu ursul? V-a dat o labă? Ne-ai văzut că l-am atizat din casă, speriat. V-a dat o labă? Două. Două. Ia, uitați-vă ce minunăție. Doamne. Magda, îți place? Îți place de micuțul ăla? Magda! Băi! Îți place de micuțul ăla? Da, uite-te la el, mori! Tip! Doamne! Uite, uite, vezi cum cere! Vezi că face urât! Ua, jur că la asta nu mă așteptam. Nu, hai acasă. Mamă, deci nu aveți idee cât de rău îmi pare mie de animalele astea care sunt închise aici. Și pe lângă ideea că sunt închise și nu au spațiu să se joace, să alerge, mai sunt tratate și de, și de căcat. E trist. Deci noi acum jucăm bottle flip. Bă, puneți mă un leu, mai pune un leu. Bă, cine joacă? La mine. Pune un leu. Nu mai da, scrie, ok. Pune un leu. Nu vreau, ok. A câștigat. Deci noi am jucat Bottle Flip Challenge. Cine pierdea? Dă. Da, cine dă? Restul care n-au, adică care n-au nimerit de fapt. Trebuie să scrie la pe canalul lui Mare Fan, acolo la ultimul clip ăsta și noi acum da, asta facem, să scriem. Să scrie Mare Fan. Yo. Fabricul. Yo. Denis cu Kendama. Yo. Ne-a adus cadouri. Ia, bă, stai, bă, să nu fie de la cu cianură, să ne omoare. Nu-s, mă, cu cianură, uite, testez eu. Da? Stai că mor eu primul. E bună? Dacă da, ai cu fructe. Ia și tu cu încredere. Uitați-vă doar că sunt copii, sunt în spate și efectiv stau închiși acolo și noi suntem aici și ei nu pot să intră peste noi. Dăm drumul la copilașii care sunt afară acolo, în spatele meu. Deci, aici m-am întâlnit cu... Pa, pa!
Vedeți ce afară este nebun. Vai de viață, nu mă așteptam atât de joa. Deja am intrat deja. Cu Bisi și cu Zapi nu ne-am întâlnit la cabană. Ne-am întâlnit acum. Dar stai, voi unde ați dormit? Tu unde dormi? În pat. În pat, dar dormi la noi la cabană? Sau unde? Pe acolo, la pensiune. Și te cum dracu ții toată ziua chestia asta? Dar unde am văzut la pensiune? Pe azi dimineață nici n-am fost, că m-am dus cu, Bisi până la el. Ah, ok, înțeleg. Gata. Ceva la care vreau. Al cui e camera? Al lui Marius. Salut, Marius. Marius, faci tău bună. Am simbat-o, Lea. Ce faceți, domnule? Așteptăm să vină lumea. Era să mă prăbuiești. Era să cad acolo, să-mi rup capul pe simte. Asta văd. Aici, la Pistel, 15 Eminescu și de-a 2. Ei sunt niște intrusii. Am uitat aici peste noi și a spus. Voi te zice, niște intrusi. Toți sunteți intrusi. Ați intrat peste noi. A? Ați dat bilete VIP. Și oricum se returnează. Voi aveți pile, să înțelegă? Da, voi stați aici la masa rotundă. Eu uitați aia cum așteaptă afară. Voi aici pe scaun, nu? Sunt avocat de YouTube din 2012 cu tutorialele de bifo. Și nebunie totală, tare, tare, senzația asta e super șmecheră. Ai auzit cineva de Marius Nicolae? Da! Vreți să-l vedeți? Da! Și eu, Marius Nicolae. Gata că m-am emoționat deja. Bă, n-am pregătit nimic, gen. Eu sunt cam anti-talent, nu știu să fac nici beatbox. Eu știu să fac doar clickbait. Asta știu. Bă, genial! S-a terminat sesiunea de... Salut! S-a terminat sesiunea de pe scenă și acum mergem să dăm autografe, poze, toate nebunile astea. Nimeni? Full! Hai, men, ce de-aia facem voi aici? Acum ești și mor! Aer! În sfârșit, aer! Deci am ieșit afară de aici, de unde am luat clipul. Mă, și toți acești băieți mă întreabă care e următorul clickbait. Deci e foarte amuzant că la mine nu se pune întrebarea care e următorul clickbait. Care e următorul clickbait, nu? Da, care? Bă, nu știu, ceva cu Magda? Facem ceva cu Magda? Da. Nu știu, vedem. Dar care e inspirația mea? Ce-a băut bere? Ha? Clickbait, are 10 ani și bea bere. 13, 12, 13. Ce să postez? Clipul sau clickbait-ul? Titlu, am o idee pentru titlu. Hashtag dați-vă mai în spate. A, așa e idee. Dar nu e clickbait. Eu vreau să fie clickbait titlu. Ha? Propriul titlu era, nu, să auzim. Ar fi ceva genul. N-am zis Colectiv 2, da. Da, tu fost cu Colectiv 2. Da. Da. Am zbierat puțin. Da, e. Trebuie să trecem titlu. Da, e prea dur, e prea. Colectiv 2 a fost la prima ediție, Iumi. Da, nu e. Acolo chiar era să fie un Colectiv. Bine că n-a fost. Marius, unde este Seli? Și la Seau? Seli. E la munte, corect. La munte? Da. Gata, am stat. Cred că o oră în continuu am făcut poze și autografe, sunt efectiv extenuat și bateria moare. Salut!
Sau mă, nu știu, eventul s-a terminat, toată lumea pleacă și noi nu știm ce facem mai departe. Gata, s-a terminat farmitul, sala e goală, sunt doar noi vlogări aici. Cred că mergem să mâncăm cina la un restaurant, la mall, ceva de genul. Gata, am ajuns la mașină, baterie pe moarte. Da. Salut! România Scooters, căutați pe YouTube, ați auzit? România Scooters! Ați ajutat asta? E ora 11:30, fără să întâlnesc că sunt aici cu Denis. El o face Final Cut Pro pe Mac să meargă și cred că în curând să schimb programul de editat. Sunt super obosit, terminam de făcut ăsta și pe care mă duc să dorm.